Pentru primele 5 faze ale Cupei României la Federația Română de Fotbal nu au loc trageri la sorți. Echipele sunt împerecheate pe criterii geografice pentru a fi scutite de cheltuieli de deplasare mari. Astfel, conform tuturor așteptărilor, Aerostar Bacău și Sport Club Bacău au devenit adversare meciul urmând să se dispute pe terenul formației de Liga a III-a. Pe timpul verii, Sport Club Bacău și Aerostar au fost adversare în două partide amicale desfășurate pe stadionul Letea, câștigate de divizionarea secundară cu 8-0 și 9-1. Anticipăm că scorul va fi mult mai echilibrat de data aceasta, deoarece Aerostar și-a pus jocul la punct, iar în prima etapă de campionat a câștigat un meci greu la Sfântul Gheorghe. Oricum, Sport Club Bacău rămâne favorită la promovarea în faza a 6-a, cea în care vor participa și cele 18 echipe de Liga 1.